Principalul bazin electoral pe care se bazează cei din USR este cu siguranță segmentul de vârstă al românilor de până în 35 de ani. Tinerii au fost uitați însă de partidul pe care l-au susținut cu atât de multă ardoare, iar în Programul Național de Redresare și Reziliență, USR, care conducea Ministerul Fondurilor Europene, nu a prins niciun leu pentru această categorie de vârstă. Ipocrizia USR nu are limită după ce au profitat electoral de tinerii din România. Aceștia și-au arătat adevărata față, iar în PNRR, principalul program de redresare al României, capitolul de tineret este inexistent, ceea ce arată încă o dată respectul pe care USR îl arată tinerilor din România. Tânărul social-democrat, deputatul Ivan Bogdan Gruia, a ținut să sublinieze acest aspect în cadrul audierii ministrului desemnat de USR pentru Ministerul Tineretului și Sportului, răspunsul acestuia fiind unul care lasă de dorit. Am văzut că în programul PNRR avem 0 euro pentru tineret. De asemenea, m-am uitat cu atenție la programul propus de dumneavoastră, nou program de guvernare. Nu am văzut nici măcar un euro care să vină pentru politici de tineret în acest nou program. Credeți că o să aveți capacitatea, în puțină probabilitate, de a forma un nou cabinet, ca să vă convingeți colegii din USR și în special pe domnul Ghinea să acorde măcar un euro pentru programe și politici de tineret în România din acest PNRR? Mulțumesc! Da, există într-adevăr în mod istoric un dezechilibru, dacă vreți, de finanțare a sectorului de tineret față de cel de sport, din puținul pe care îl avem. Și mai puțin se duce către sectorul de tineret și asta nu este un secret și cred că ar trebui schimbat fundamental această abordare în măsura în care și bugetul o permite. Pe de altă parte, trebuie să accesăm și banii europeni pe care, într-un fel sau altul, îi avem la dispoziție. Într-adevăr, nu avem nimic disponibil în PNRR, dar avem un exercițiu... Secretarul executiv TSDMH Dinți, Alexandru Cojocaru, a avut de asemenea o intervenție dură, subliniind faptul că cei din USR au profitat electoral de tinerii din România. După ce le-au obținut votul, nu au făcut nimic pentru ei. Acești oameni nu au prins niciun leu pentru tineri în Programul Național de Redresare și Reziliență. Asta arată faptul că cei din USR sunt niște impostori care doar s-au folosit electoral de colegii mei de generație pentru a le obține voturi și nimic mai mult. Nici măcar o măsură nu au luat acești incompetenți pentru tineri din România. Iar, din păcate, punctul culminant a fost acela în care cei din USR nu au trecut niciun leu pentru tineri în Programul Național de Redresare și Reziliență. Am văzut astăzi prestația ministrului desemnat Tudor Pop în Parlamentul României la audierea miniștrilor și a fost jalnic. Acești oameni sunt ipocriți și mincinoși până la capăt. Tocmai de aceea mă bucur foarte tare că mâine Partidul Social Democrat va da de pământ cu Cioloș și toată gașca lui de incapabil. Cei de la USR au fost la guvernare timp de 2 ani, timp în care au ținut elevii și studenții în școala online, lăsându-i fără locuri de muncă pe cei mai mulți dintre ei, nereușind să atragă nici măcar un euro pentru ei în Programul Național de Redresare și Reziliență.